Era în 2012, 2011, scuze. Acutatea Comisariatului de Poliție Grenești a fost axată pe protecția drepturilor și drepturilor fundamentale omului, organizarea activităților de prevenire și combaterea criminalității, asigurarea ordinii publice și a securității cetățenilor, cât și realizarea sarcinilor trasate de pe Ministerul Afacerilor Interne. În perioada vizată, Comisariatul de Poliție, pe Grenești, Pașu, Pocreț, în vederea stabilirii unei colaborări reciproc avantajoase cu autoritățile publice locale, în domeniul asigurării ordinii publice în teritoriu, fiind inițiate practici de desfășurare ședințelor în comun. Analizând activitatea colaboratorilor Comisariatului de Poliție, în combaterea criminalității și menținerea ordinii publice, s-a stabilit că în perioada de 12 luni, pe teritoriul Raionului Telenești au fost săvârșite 508 infracțiuni, față de 431 infracțiuni în perioada anului 2010. Adică s-a constatat o majorare a criminalității cu 17,9%. După gravitatea de infracțiuni, putem menționa că în această perioadă au fost comise 2 infracțiuni excepțional de grave, 6 infracțiuni deosebit de grave, 64 infracțiuni grave, 353 infracțiuni mai puțin grave și 83 infracțiuni ușoare. Pe 353 din cele 508 infracțiuni înregistrate au fost stabilite infracțiuni făptuitori. Adică procentul de descoperire de constituie 69,5. Până la momentul au rămas nedescoperite un atac tâlcăresc asupra operatorului de la stația de alimentare Petrov din Căzănești, furtul a 1000 kg de miez de nucă de la domnul Stăvilă, satul Cănești, furtul de bunuri materiale în oficiu, întreprindere individuale Chile Petru, furtul la 1338.965 lei din casa cetățeanului Căzac Constantin, satul Zgărdești, 3 excrocherii cartele telefoane mobile în satele Berește Noi, Cârșla și Brezenii Vechi și 151 cazuri de sustragere din averii proprietarului. Urmarea măsurilor eficiente de profilaxie s-a reușit reducerea cu 80% a retirii mijloacelor de transport, 75% numărul infracțiunilor de trafic de ființe umane, 33,3% numărul omorurilor, 25% numărul de violuri, cu 23,5% numărul infracțiunilor legate de droguri și 8,6% numărul bătămărilor intenționate media integrității corporale. Totodată, în pofida măsurilor întreprinse și rezultatelor obținute, nu s-a reușit realizarea integrală a unor sarcini în contracarare criminalității. Astfel se atestă o majorare a infracțiunilor legate de violență sexuală cu 250%, a tâlhăriilor cu 66,7%, a cedinței rutiere cu 27,8%, furturi 23,6%, și jaf 7,7%. Cele mai frecvente rămân totuși infracțiunile patrimoniale, indiferent de forma lor de comitere, am vedere și furturi, jafuri, tâlcării, estrucherii, acestea fiind la număr de 299 de infracțiuni. Alte categorii de infracțiuni care au fost înregistrate pe teritoriul Raionului sunt omoruri 2, violuri 10, tâlcării 6, jafuri 15, răpiri din mijloace de transport 2, narcomanii 13, trafic de ființe umane 2, huliganisme, 22, leziuni corporale grave, 8, leziuni corporale medii, 36, accidente rutiere, 19, conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate, 50, alte infracțiuni, 45. Efectuând o analiză după obiectul sustragerilor din avere proprietarului, putem spune că din cele 272 de furturi, 47 sunt furturi de tehnică și unelte, 27 sunt de telefoane mobile, 29 furturi de bani, 23 furturi de produse alimentare, 15 sustrageri de îmbrăcăminte, 18 de păsări animale, 7 furturi de biciclete și 29 de alte furturi. Din motivele nefortificării tehnice obiectivelor în perioada de 12 luni, în Raion au fost comise 10 furturi de magazine, câte 2 magazine în comunele Brânzeni, Budăi și Leușeni, câte un furt în satele Mândrești, Ciulcani, Hirișeni și Berejeni, 5 furturi de la organizația de Orășon Tineiești, și 10 furturi la organizații din sate și anume, pe un furt, la întreprinderea doar la Chiele, satul Bănești, SRL Amacum din Mărdășei, SRL Fertilitate Cucioaia, SRL Budăianca, avicula, fabrica avicula Ratuș, la liceul de Mândrești, Oloinița din satul Chiștienița, SRL Monprofim Chiștienița, la gimnaziul din Scorțeni și la societatea de acțiuni, fabrica de vin Sărătiei Miveti. Unele din cauzele ce favorizează comiterea de infracțiuni patrimoniale, este neglijența posesorilor acestor bunuri în privința condițiilor de păstrare acestora. Astfel, în decursul la 12 luni de activitate, în conformitate cu ordinul numărul 200 de al Ministerului Interne din 2004, de către efectivul comisariatului au fost întreprinse multiple activități pentru prevenirea furtului de la obiectivele unde se păstrează valori materiale și financiare.
În acest context, au fost inspectate 547 obiective cu valori materiale, fiind verificate condițiile de asigurare a păzirii bunurilor materiale, atrăgând atenția la compartimentul fortificării tehnice obiectivelor, asigurarea iluminării adecvate, înzestrarea cu mijloace tehnice de semnalizare autonomă, precum și documente prezentări pentru lichidarea neajunsurilor de pistare. Concomitent, pentru comiterea furtului de proporții mici, au fost întocmite 71 procese verbale contravenționale, ca rezultat 71 persoane fiind amendate. Analizând criminalitatea pe sectoare, putem concluziona că, în general, s-a înregistrat diminuare a criminalității în 11 localități, de la 5,8% până la 50%, cu excepția 18 primării, unde se constată o majorare a nivelul criminalității, și anume Chișteniță, 220%, Căzănești, 180%, Câșla, 150%, Sărătenii Vechi, 145%, Negurini, 136%, Ciocani, 125%, Bocșești, Rotășec, 100%, Hirișeni, 77%, Chițcani, cu 62,5%, Pistruieni, 50%, Bănești, cu 27%, Zgărdești, Reușeni, cu 25%, Budăi, cu 23%, Tilenești, Orașul, 70%, Țânțăreni, cu 8% și Mândrești, cu 5,5%. Această creștere este favorizată de situația socială-economică din țară, lipsa locurilor de muncă, nivelul scăzut al valorilor umane, agresivitatea influențată de folosirea excesivă a băuturii alcoolice, conflicte pe fondul relațiilor ostile condiționate de potențialul economic redus al unui număr impunător de cetățeni și de calitatea măsurilor profilactice, categoriile speciale aflate la evidența poliției, precum și neglijența posesorilor bunurilor în privința condițiilor de păstrare acestora. Concomitent la comiterea infracțiunilor în stare de ebrietate au participat 83 persoane. În această categorie au fost comise 75 infracțiuni. În atenția organelor de poliție se află 353 persoane care suferă de alcoolism cronic. De către șefii de post și ofițerii operativi de sector au fost întocmite, conform prevederilor articolului 355 Codul Contravențional, 56 procese verbale contravenționale. Din categoria vizată de persoane au fost luate în evidență 18 persoane și 47 persoane au fost radiate din evidență, trimise la forțat, la tratament forțat 62 persoane. Până prezent persistă problema de îndreptare persoanelor ce suferă de maladie alcoolism cronic la tratament, astfel fiind stabilit un mecanism clar de acțiunea serviciilor poliției de ordine publică și instituțiile abilitate în domeniu din considerentul schimbării legislației și introducerea unor cerințe în instituțiile medicale de specialitate, unde este necesară poliția medicală obligatorie. Astfel de lipsa polițelor de asigurare medicală obligatorie, această categorie de persoane care trebuie să fac parte din pădurile vulnerabile, organele medicale nu folosesc măsurile prevăzute de legislație de trimitere la tratament acestor persoane și acordarea asistenței necesare în vederea tratării acestei maladii sociale. O problemă actuală în continuare rămâne fiind desfacerea și consumul ilicit de droguri. Astfel, pentru prima dată în ultimii 5 ani, datorită efortului sectorului antidrog, în colaborare cu colaboratorii secției poliției criminale, au fost descoperite 4 cazuri de tentative de realizare a substanțelor narcotice, fiind ridicate în total 1400 grame de marihuana. Referitor la realizarea planului în combaterea narcomaniei și narcobusiness-ului, în 12 luni au fost înregistrate 13 infracțiuni ce țin de droguri, în localitățile Chișteniță 3, Scorțeni, Telenești și Negurieni 2, Târșței, Țânțăreni, Chiscari 1. În total, pe cauzele penale au fost depistate 1943 fire de câinipă și 1626 fire de mapă. Tot în scopul combaterii narcomaniei au fost întocmite 18 dosare administrative pe cazuri de cultivare câinipii și mapă, fiind lichidate 1500 plante de câinipă și 12 fire de mapă. În total, pe parcursul 12 luni au fost depistate și înlegite 3447 plante de câinipă și 2080 plante de mapă. Urmare măsurilor desfășurate de șefii de post și operativ sector la compartimentul prevenirii și combaterii narcomaniei și narcobusiness-ului, fenomenul contravențional și infracțional, scopul familiarizării populației cu consecințele grave a fenomenului vizat de către colaboratorii de poliție au fost desfășurate 81 de lecții în instituțiile de învățământ. Totuși, cele mai vulnerabile localități, privind desfacerea și consumarea licită a substanțelor narcotice, rămân în orașul Telenești și statele Târșței și Scorțeni. În scopul consolidării parteneriatului de cooperare cu societatea civilă, s-au desfășurat o serie de seminare și companii de informare, opinii publice, privire la consecințele traficului de ființe umane. Din numărul total de locuitori ai orașului Telenești, ai raionului Telenești, aproximativ 4036 locuitori sunt plecați peste hotarea la muncă, în Federația Rusă, Italia, Portugalia, Franța și alte țări. Pe parcursul ultimului an se observă o creștere
a fluxului migrației cetățenilor raionului nostru pe Spătare pentru găsirea unui loc de muncă mai bun și un trai mai decent. O problemă majoră este traficul de persoane în scop de exploatare sexuală, muncă forțată, cerșit, prelevare de organe. Astfel, în decursul perioadei de raport, s-a reușit descoperirea două infracțiuni de cercen, și anume articolul 175 Cod Penal, traficul de persoane în satele Târșesești și orașul Telenești, trei infracțiuni legate de organizarea migrației ilegale și două infracțiuni de proxenetism. Pentru combaterea traficului de persoane, este necesară o colaborare mai eficientă cu Comisia Raională, DRSOT și cu autoritățile publice locale, asistenții sociale din cadrul primăriilor, informarea populației despre posibile urmări pe rezultat a traficului ucidii persoane. Însă, necătând la lucrul efectuat, a fi cazul de acceptat la lucrul slabă în următoarele domenii. Acoperirea operativă slabă a teritoriului de servit, prelucrarea superficială a contingentului special, inclusiv în condițiile izolatorului de detenție provizorie, nu se cunosc intențiile elementelor criminale din teritoriul de servit, prelucrarea superficială a persoanelor care se îngrează din locul de detenție. La inițiativa conducerii comisariatului de poliție, în această perioadă au fost desfășurate 56 de măsuri de prevenție generală și individuală, suplimentare, în total fiind prelucrate toate cele 54 localități de raion. De asemenea, la inițiativa conducerii comisariatului au fost emise 8 dispoziții în parcursul anului, cred că nu le-a dat citire la denumire, doar am avut la cunoștință că unele din ele au fost îndreptate spre organizarea măsurilor de prevenire și combaterea furtului din lăcașurile Sfintele Raionului, la desfășurarea măsurilor preventiv profilaxe în comuna Brânzeni, Sărătinii Vechi, în teritoriul Raionului Telenești, altele orientate la prevenirea accidentelor rutiere cu implicarea transportului hipomobil. Astfel, în rezultatul desfășurărilor acestor măsuri de prevenție generală și individuală s-au inspectat toate cele 44 de lăcașe Sfintei de Raion, fiind totodată înaintate conducătorilor acestora recomandări pentru lăturarea condițiilor care pot favoriza săvârșirea furturilor. Deoarece în Republică, parcursul anului 2011, au avut loc multiple furturi din biserici, noi am hotărât ca să tragem atenție la momentul respectiv. De asemenea, la indicații Ministerului de Interne, parcursul perioadei de raport, au fost desfășurate măsuri de prevenție generală și individuală conform ordinul numărul 1. În diferite perioadele anului 2011, ca de exemplu, în perioada 28 ianuarie, 1 februarie, 8, 10 aprilie, 17 mai, 22 iunie, 22-24 august, 4-6 octombrie, 27-29 decembrie. În timpul desfășurării acestor măsuri, s-au descoperit 32 de infracțiuni. S-au reținut 7 infractori aflați în urmărire penală, 8 debitori de stat, 7 plătitori de pensie alimentară aflați în căutare, s-au ridicat 31 de arme, fiind întocmite 700 procesare contravenționale. Situația în privința profilaxiei și combaterii criminalității în sfera relațiilor de familie este alarmantă pe teritoriul raionului. Astfel, în cuvinte măsurilor întreprinse de profilaxie, pe parcursul a 12 luni, teritoriul raionului Telenești a fost comise 8 infracțiuni, și anume în viol, 5 infracțiuni de violență în familie soldate cu cauzarea leziunilor corporale medii, 2 cazuri de violență în familie soldate cu deces, pe care practic este deja și sentința instanței de judecată. Analiza motivelor și cauzelor comitei omorurilor în cadrul familiei înregistrate în anul ce s-a scurs denotă faptul că acestea au fost săvârșite în urma și din cauza relațiilor ostile existente între membrii familiei, stării materiale slabe, întrebuințări abuzive de băuturi alcoolice. Pentru monitorizarea procesului de aplicare de către instanțele judecătorești a măsurilor de restricție pentru victimele violenței în familie, cât și supravegherea executării acestor de către agresor, șefilor de post, acțiunilor operativ din sector, i s-au trăsat sarcini concrete în vederea eficientizării activităților în acest compartiment, precum și întreprinderea de măsuri comune în vederea înaintării de miezul către instanța de judecată, privind obținerea ordonanței de protecție pentru victimele violenței în familie. Astfel, pe parcursul anului curent, de către organele de poliție au fost înaintate către instanța de judecată 18 de miezuri privind aplicarea măsurilor de protecție violenților în familie. Orașul Telenești 6, Brânzeni 4, Mândrești, Coropceni 2, Inești, Pistroieni, Vesieni și Crișeni 1. Respectiv, în perioada vizată de șefii de post, a subdiviziunilor teritoriale de poliție au fost supravegheate cele 70 ordonanțe de protecție emise de instanță și Bucătărești.
Concomitent, sarcina interesantă a direcționat obiectivele fortificării activităților comune a echipelor multidisciplinare formate de reprezentanții autorităților administrației publice locale, medici de familie, asistenți sociali, profesori și de post ofițeri operativi de sector. La compartimentul vizat colaboratorii serviciilor de ordine public au intervenit de comun cu echipele multidisciplinare în soluționarea unui caz de violență în familie. În perioada de referință, la evidență că subiecte prevenției, la comisariatul de poliție ca scandalăgii familiari se află 63 de persoane. Au fost luați la evidență alt 28 scandalăgii familiari și bandiate 64 persoane. În rezultatul activității șefelor de post, în perioada vizată au fost îndocumite 418 procese contravenționale, în temeia articolului 78 al codului contravențional, dintre care 105 dosare până administrative documentate pentru provocarea durerilor fizice și vătămărilor corporale ușoare în sfera relațiilor familiare. În scopul consolidării parteneriatului cu societatea civilă și administrația publică locală din nivelul 2 și în conformitate cu prevederile ordinului Ministerului Afacerilor Interne 193 din 2011, au fost organizate și desfășurate întruniri în cadrul cărora s-au adus la cunoștință situația criminogenă din țară și regiune, menținându-se faptul că ordinea publică a localității este necesar de asigurat de comun societatea civilă, administrația publică locală și formațiunile obștești. Totodată, au fost înaintate propuneri care ar fi eficiente pentru stabilirea activelor de soluționare a problemelor ce persistă în activitatea de aici, în îmbunătățire și parteneriatul între poliție și administrația publică locală. Ca cum ar fi, de exemplu, reorganizarea activității comisiilor, consiliilor pentru protecția dreptului copilului, comisiilor administrative, evaluarea situației din cadrul familiilor social vulnerabile, supravegherea copiilor părinții care sunt plecați pe sfătare, de echipele asistenței sociale, a medicilor de familie și centrelor de post. Determinarea rolului autorităților administrației publice locale în crearea detașamentelor gărzilor populare și elaborarea mecanismului de facilitare a activității formațiilor obștești, procesul de asigurare a ordinii publice. Planificarea și desfășurarea măsurilor la capitolul prevenției accidentelor rutiere și prevenirii traumatismului rutier. Asigurarea înregistrării tehnico-materiale a șefilor de post, ofițerilor operativi de sector, în contextul realizării hotărârii Guvernului numărul 260 din 2008, având drept scop atașarea acestor de localitate de servite. Participarea în comun la întâlnirile populației, într-o abordare a problemelor comunității și înaintarea recomandărilor de prevenire a furtului patrimoniale, de profilaxie, alcoolismul și narcomaniei. Supravegherea adecvată a centrelor economici, care în virtutea restricțiilor impuse admit comercializarea către minori a băuturilor alcoolice și articole de tunjerie. Planificarea activității comune de prevenire a braconajului, pescuitului ilicit și de ilicitea arborilor. Practicarea întâlnirilor de seamă trimestriare a șefilor de post în cadrul ședințelor consiliilor locale. Succesul soluționării problemelor de menținere ordinii publice și combaterea criminalității, pe teritoriul raionului, în mare măsură depinde de nivelul condițiilor în care lucrează șeful de post și ofițerii operativi de sector, în acest sens fiind importantă susținerea și sprijinul acestor din partea întregii societăți. Astfel, încă o dată amintim că, conform legii numărul 436 din 2006, autoritățile publice locale sunt responsabile de alocarea resurselor urbănești pentru crearea condițiilor optime de activitate a șefilor de post, asigurarea acestor cu sediu, mobilier, unități de transport, mijloace de telecomunicații, rechizite de birotică. Aspectul de motive ne pare că la moment este tolerat în unele primării ale raionului. În perioada de 12 luni au fost întreprinse ușor de măsuri organizatorii cu practice, în vederea consolidării acțiunilor autorităților publice locale cu atribuții în domeniul circulației rutiere, sporirii siguranței la trafic, reducerea accidentelor de circulație și traumatismelor. Activitățile menționate, din păcate, nu au contribuit la stabilizarea situației accidentale, astfel, pe parcursul la 12 luni, anul 2011, pe teritoriul Muntenești au fost înregistrate 51 accidente rutiere, soldate cu decesul 70 persoane și 3 traumatizare la altul 66 de participanți la trafic. Dacă să facem o comparație cu anul 2010, înseamnă că numărul total de accidente s-a majorat, considerat cu 9, la ce se consideră 21,4%. A persoanelor decedate cu 3, iar a persoanelor traumatizate s-a majorat cu 19%. Efectuând analiza accidentelor rutiere, s-a stabilit că cea mai agravată situație s-a stabilit a fi pe drumurile care parcurg localitățile Raionul Tenenești, 14 accidente rutiere, 7 persoane decedate, 20 persoane traumatizate. Urmată de traseele locale, unde s-a dus, s-a admis comiterea 15 accidente rutiere, s-au dat decesul la 4 persoane și traumatizarea la altor 9 persoane. Pe parcursul perioadei nominalizate, de când efectivul poliției rutiere au fost depistate în total 2491 contravenții. În domeniul circulației rutiere, iar în comun cu alte servicii,
2525 contravenții conform codului contravențional. Divizarea contravențiilor depistate conform categoriilor de notă. Avem 22 cazuri de conducere în mijlocul de transport în stare de ebrietate supuse pedepsei contravenționale, 50 cazuri de conducere în mijlocul de transport în stare de ebrietate pentru care este prevăzută pedeapsă penală, 925 încălcări de regimul de viteză, 64 încălcări în domeniul întreținerii și exploatării drumurilor, 28 cazuri de neîndeplinire a prescripțiilor poliției rutiere pentru înlăturarea lacunilor ce prezintă pericol pentru securitatea circulației rutiere. Pe cazurile contravenționale, privire la călcarea regulamentului circulației rutiere, au fost aplicate amenzi în valoare totală de 774.860 lei. Iar de dreptul de a conduce pe locul de transport a fost privat 12 conducători. Referitor la delinvență juvenilă, tot este desemnă o problemă în întreaga țară, nu mai prea multe linești. Deci, țin să vă duc la cunoștință că pe parcursul perioadei de raport de către minori din raionul de Linești și cu participarea acestora a fost săvârșit 45 infracțiuni. Față de 49 infracțiuni în perioada anului 2010. Adică s-a constatat o diminuare neesențială cu 8,2%. La comiterea celor 45 infracțiuni au participat 30 minori. Din aceste 45 infracțiuni, 37 sunt furturi. Un jaf, o răpire din mijloc de transport, un accident rutier și un huliganism. De asemenea, avem minori care au săvârșit infracțiuni repetate. Acestea sunt în satele Mândrești și satul Berejel, care au întâlnit și Orișorul Pelinești. Un factor negativ care influențează minorii la comiterea infracțiunilor patrimoniale este situația economică vulnerabilă din familie din care provin. Insuficiența supravegherii și controlului din partea părinților, care deseori se consumă băuturi alcoolice. În prezent, la evidența poliției sunt 88 de minori și 12 familii vulnerabile. Dar, din păcate, în ultima perioadă de timp, la evidența poliției, tot mai mulți minori sunt din familii, părinții care o să plecați pe scutare, stare materială de este bună, dar rămânând în supravegherea bunilor sau a rudilor, nu este o supraveghere. La nivel de aceea, minorii din aceste familii urmează a fi luați la evidență. Este destul de îngrijorător faptul că la 569 copii minori, ambii părinți sunt plecați pe scutare. Iar la 1371 copii minori, aceștia au rămas cu un singur părinte. În acest context s-au elaborat avizii de atenționare asupra pericolului de lăsării copilor fără supraveghere părinților, care au fost afișate în locuri publice. Totodată s-au întocmit avizii de protecție economice asupra atenționării, de interzicerea comercializării către minori, a băuturilor alcoolice și produse de alimente. Și produsele de tunjurie. Aceste avizii fiind afișate în instituțiile de agrement și toate unitățile de comercializare. Având avizii privind pericol de sustragere bunurilor materiale, bijuteriilor, telefoanelor mobile și altor bunuri de la elevi în școală. De asemenea, în parcursul anului, în toate parcursul tuturor vacanțelor, au fost desfășurată operațiunea Grija. În cadrul acestei operațiuni au fost organizate 71 de razii și patrulări nocturne și zilnice în locurile de concentrare a minorilor și sectoarele cele mai criminogene. Îmi cer scuz, domnul președinte, deja din sensul s-au rezervat 25 minute, eu... Mi-am scuz 25 minute, să-mi voi să continui. În timpul acestor razii înseamnă că au fost câte o problemă care interesează pe toți, pe ales delinvența juvenilă. În urma acestor razii au fost depistați 54 de minori care erau fără supraveghere maturilor. Au fost verificate 61 instituții de agrement cu scopul depistării cazurilor de comercializare către minori a băuturilor alcoolice și produsului de tunjurie. Fiind întocmite 11 procese contravenționale, dar din păcate, iar vă spun, undeva la în jurul urmăr 2-3 noaptea, copiii minori, fiind aduși în comisariatul de poliție, au fost anunțați și chemați la comisariat părinții, care, din păcate, vin cu copiii probleme la polițiști, motivând că singuri au permis copiilor să afle la aceste ore și în stare de ebrietate în instituțiile de agrement. În continuare, înseamnă că liderul raionului de Linești au fost informat de 31 comisii de protecție care privind protecția dreptului copilului pe lângă primăriei din raion. Însă aceste comisii, părinte rău, unde primării sunt formate, mai mult formate, fiind expediate prezentări și înștiințări
privind stabilirea la evidență a minorilor, unde s-a pus în situație de convocat ședințele comisiilor în aceste primării. Dar, din păcate, nu au parvenit procesele verbale ale ședințelor de primării, Băsie și Ratuș. De asemenea, a fost expediat de 58 de prezentări la Comisia pentru Protecție Drepturilor Copilului, 65 de înștiințări la organele militare pentru stabilire minorului de, la evidență. Însă, a parvenit răspuns precum că au fost exprimate doar 19 prezentări. Totodată este necesar de a orienta activitatea serviciului respectiv la contracararea spălării cu culturile violenței, prostituții, folosirii băuturilor alcoolice, droguri substanțelor în rândurile minorilor, cu implicarea organelor de resort și renovarea comisiilor pentru minori în primăriile regionului. Este oportun ca într-o prevenire delinvenției juvenile de desfășurat lecții în clasele 7-a a 12-a, cu genericul, răspundere contravențională și penală, copiii și consecințele consumului băuturilor alcoolice și altele, precum și desfășurarea de razii de comun cu reprezentanții instituțiilor de învățământ în localitate, membrii comitetului părintesc, autoritățile publice locale, membrii cărților populare, timp de noapte, în zile de vineri, duminică, la discoteci, centri de agrement, țări de internet, pentru depistarea cazului de comercializare către minori a produselor din tutun și a băuturilor alcoolice, precum și minori în stare de ebrietate, produsele alcool de altă substanță. În sensul asigurării securității cetățenilor, ridicării imaginii poliției în societate, Ministerul Afacerilor Interne a desfășurat multiple activități, fiind pus accentul pe asigurarea disciplinei de evidență înregistrare infracțiunilor. În această direcție s-au înregistrat rezultate pozitive, însă obiective rămân a fi o prioritate în continuare. Reieșind din situația criminogenă și cele expuse în raport, în fața efectivului comisariatului de poliție, au fost înaintate următoarele sarcini. Asigurarea respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prin desfășurarea regulată și calitativă a procesului de audiență a cetățenilor, examinarea obiectivă a adreselor acestora și reacționarea promptă în cazul schimbării situației operative, având drept scop excluderea cazurilor de abuz și depășirea atribuțiilor funcționale, de aplicare forței fizice, torturii, tenuirii, infracțiunilor și corupere. A intensifica acțiunile la capitolul prevenției generale și individuale, în vederea prevenirii fenomenului infracțional, depistării și reținerii persoanelor anunțate în urmările penale, prevenirii criminalității în mediul familiei, prevenirii furturilor patrimoniale și averii de stat. Desfășurarea întâlnirilor conducerii comisariatului de poliție cu cetățenii din localități și administrația publică locală de toate nivelurile, în vederea identificării problemelor cetățenilor. Colucrarea mai activă cu administrația publică locală și societatea civilă în vederea ridicării prestigiului poliției și încrederii ei în populație, ca organ de forță menit să apere drepturile și libertățile cetățenilor, precum și identificarea activității obștești a populației în combaterea criminalității și soluționarea problemelor de importanță. Domnul președinte, ședinței raportului de comisar, mulțumesc pentru atenție. Dacă s-o puteți că trebuie acest studiu, eu, raportul a fost mult mai... Odată în an să scot problema dată, este una destul de importantă. Mă rog, dacă s-o puteți că trebuie... Micul mi-a spus, să mă pregătesc, mi-a spus pentru 20 și ținut. Mă străduiesc să întreb... Dar și l-au obosit, pentru mine era raportul domnul comisar, eu l-am îndrumărit cu atenție și prezint cu interes. Eu se vin și la recomand și vreau astăzi să răspundeți din atenție, să acordăm sprijinul necesar pentru că este o problemă legată de securitatea cetățenilor noștri. Și acum am vrea întrebarea pe care am dorit să vă întreb. În raportul dumneavoastră, doar tangențial, v-ați să referit la ridicarea unor arme și eu am vrut să aflu dacă dumneavoastră aveți o evidență a deținătorilor ilegali sau, eu știu, ilegali ca nici mai o care este situația în domeniul deținerii de arme, dacă sunt cazuri de folosire în afara scopurilor permise. Și dacă aveți un plan oarecare sau de profilaxie sau de prezentare a unor numare cazuri de folosire a armei. Da, mulțumesc pentru întrebare. Domnul consilier, înseamnă că, pentru informații, dacă ați cunoașteți, în teritoriul Muntelenești, total sunt înregistrate legal 960 de arme, posesori fiind 807 cetățeni, cineva posedă câte unul și mai multe arme. Arme cu țeavă ghentuită înseamnă că avem 207 la 133 de posesori. Posesori de arme cu țeavă lisă sunt 3715. Și posesori de pistoale cu gaze, 38 de cetățeni. Referitor la evidența persoanelor care dețin arme ilegal, deci normal, și logic, nu avem evidența asta. Dar chiar la moment, pe întreaga țară este
în care se desfășoară operațiunea Arsenal. Practic, 85% astăzi, la momentul de parcurs la o săptămână și două zile de lucru, au fost verificați la 85% din posesorii de arme, la compartimentul respectării regulii de portare, păstrare și sigur că este un plan la Comisariatul de Poliție, un plan pe Ministerul de Interne de intensificare activității pentru intensificarea armelor ținute ilegal. Noi avem doar un singur caz de comiterea unei infracțiuni cu folosirea armelor ținute ilegal în satul Budăi, când o persoană a aplicat o bușcătură unui minor, cauzând o lesiune corporală gravă. Asta e lucrul. Dacă persoana ilegală, cum vreți să o înregistrez, ce ați primit dumneavoastră împotriva voastră? Luați arme, să iei să lăsați pădăzut. Conform hotărârii de guvern, care este hotărârea și la momentul când a fost abrogat de mine, persoana care deține ilegal armă cu țară lisă, o prezintă la poliție, arma este verificată, dictării colaboratorii Ministerului Interne, dacă ea n-a fost sustrasă, dacă nu s-a fost comis careva infracțiuni cu arma respectivă, prezintă documentele, dacă persoana este, n-a fost judecată și corespunde cerințelor stipulate din legea primei la deținere de arme, atunci arma este înregistrată. Nu, teren nu este. Amendat nu. Dacă persoana, dacă se prezintă binevol, la organul de poliție cu armă respectivă, nu este amendat și armă este amendat. Dacă aveți așa armă, duceți. Dacă noi deținem informații la o persoană, sunt păstrează legal armă, atunci este armă ridicată și mai poate fi înregistrată legal. Dacă mai sunt întrebări. O întrebare pentru că eu am participat la ședința de arde seama în Ministerul de Arde viitor activitate în 2011 și stația în 2012 și la fiecare trimestru particip la o ședință de la noi la Comisariat. Și se trebuie, domnul primar, o problemă care o văd eu sunt mai la primești, în activitatea șefului postului de poliție, că ei nu locuiesc acolo unde este asta. Deci este un rugăminț și chiar atunci să vorbesc la nivel de minister, ca noi să contribuim la rezolvarea acestei probleme. Deci ne găsim în sat, sunt acasă, bine, mulți în tot satul, ca mai ales dacă e căsătorit, că trebuie de o casă, dar e temă, e căsătorit, poate mai simplu de rezolvat. Eu vă rog să contribuiți la chestia asta, noi să mă vorbim pe chestia asta. Că altfel, eu dacă e la ora, după noastră, să trece unui sat în trești, că sunt care trece la distanță mai, nu se vede și care nu trebuie. Este lucru, trebuie să iei. Deci trebuie noi întrebarea tot de mult mai mare. Este, în viitor, se prevede ca statul construiască care în echipa de lucrări, este cum de România să încălzi, că nu e aproape, deci ești și șefii, fost în Bărbești și acolo final, deci așa nu e pentru activitate și la doi, dacă ești. Noi, în grafă, pentru noastră și urmăm problema asta, în vedere de situația economică și a noastră raionă, dar de închiriat, am fost găsit cumva, în fiecare poate aveți să știți că de... Deci eu vă rog să lucrați asupra acestei probleme. Da, cum sunt întrebări? Domnul Cusar, de când din 2011, când a dat aeronul trenier, comparativ cu Republica, cel la 3 ani, e mai mare sau mic? Saldul comparativ cu Republica a fost o creștere mai mare pe la mic media, pe Republica a fost mult mai mare. Dar noi sunt așa, da, este o creștere, nu e atât de esențială, că am avut, de exemplu, sunt consideriat mai mult de 50% crește la jumătate. Așa că să fac o paranteză, deoarece că deja s-a... Fieți-mi vă pus pentru cumpărare. Focusesc mult? Înseamnă că deja s-a finisat unei activitate și anul 2012. Avem o creștere la activitate cu 4 infracțiuni. Dar, din nou, vreau să spun că aceste 4, adică cu 4 dosare, dar noi, practic, am primit, după competență teritorială, din alte subdiviziuni ale Ministerului Interne. A fost, adică, de citate infracțiuni în alte raioane și trimise nouă. La nivel cum suntem, și, mă rog, ca să fiu să spui și un optimist, ce și să prevede în viitorul apropiat și referitor la descoperire. Adică, dacă facem o comparație 3 luni, 2011, la momentul undeva cu 20% a crescut numărul de infracțiuni descoperite.
trebuie de unul și tot trebuie de unul. Ajungem la întrebări la decizie. E tot la prima întrebare. Vrem, vrem, cuvânt, domnul Tadeu, să vă rog, vrem oameni. Demane că, dacă și eu nu vreau, stăma 9 ore să-ți fie, ce? Regulamentul eu a fost, la general, 9 ore, dar nu a fost ce-o părță de raportare. Ei, eu astăzi mă repet cât te vorbim de azi. Eu la ce fie? Nu o să atrag atenție, fiindcă foarte detaliat domnul comisar o relatat, dar e statistica. Dar asta vreau să atrag atenție, pot să mă îndeie această rogare de moment și prima sunt loc la câteva întrebări care mai puțin. Ele sunt elucidate la mine, la ședință Consiliului și așa de la Consiliul Coordonator. Prima întrebare din anul trecut, azi recurant, mă dar este când a fost dorus răspundere penală pentru violența în familie. Răspundere penală nu a fost până în timp. Și cât fiecare care a privit ultima știre din Soroca, când a fost violat fiița de 2 sau de 4 ani, care a fost lăsată acolo. Eu am intrat în esență, chiar și eu tot acolo spun în Soroca, prin procuror. Într-adevăr, a fost explicație, au dat foarte multe persoane rezultatul cazului dat. Și nu numai, dacă ați urmărit, numai după cursul anul trecut. Și în 2007, în fetiță, în toți timp, în câțiva ani, s-a violat altă minoră din Călăraș, se pare că 8, sfârță de 8 ani, nici documente n-a venit, nici la școală nu frecventa, părinții erau suferitele, cu buniei, inclusiv și la noi, în Aion, în anul trecut, într-o primărie, ficiorul minor l-a urmărit pe taică. Deci, noi am pornit urmărire penală de omor. De urmă, el a fost recalificat în violență în familie, de alt activ al codului penal. Dar am început cu Soroca, cadrul care nu de modul fost. Inclusiv și la noi foarte multe persoane au dat explicații. Și ce s-o dovedit? Că, într-adevăr, cât e bine fiecare primar, sectoristul, procurorii, fiecare noi care suntem aici în sală, când totul e bine, avem problemele noastre cotidiene, zi de zi, care ne încarcă, ne încarcă și nu prea tragem atenție la persoanele cele care, eventual, infractori, poate fi, să devină cu probleme. Ați văzut acolo la Soroca, și lucrătorul social, și cei de primărie, și sectoristul, și mai departe. Nu s-o știu, în și condiții de familie ce inclusiv la cazul nostru, minor, în asta la Universitatea Scriitor și dacă nu este sentința definitivă, au fost recalificat și s-a dovedit expertiza că minorul nostru din procesul de Ținești, în cazul când ea l-a urmărit pe taxul, era în stare de afect. Adică ce-a avut loc până la frecvent ani în jur, el, taică-său, omul a tratat pe soția lui, pe mama la minorul ăsta. Frecvent asta a fost. Și la dânsul ăsta, cum psihică era și omul ăsta, așa o stare, că ultim moment, la momentul când mama sa era leșina, leșin era după o bătaie de rând, el n-a mai contractat și a făcut ceea ce a făcut. Oare nu s-a știut? Pe parcursul anilor încist, poate să ajungă la așa o situație, dar poate mai să existe. Iată momentele acestea, eu, cât e bine, e bine. Sunt la noi infracțiuni care au fost, mai zic, majoritatea, două, trei emise, ușoare, mai sunt grave, fum, mai ales telefoane, mobile, așa mai departe. Dar, iată, așa infracțiunile la noi sunt unități, omor, rezultatul violențelor în familie. Dar ieri eu fiu prieten din acest, în majoritatea de cazuri. Și în perspectivă, fiecare dintre noi trebuie să ne găsim locul pentru a
trage cu votul și a trebuit în măsurile pentru a evita asemenea cazuri. În alt moment, domnilor primar, încă o dată amintesc la toată lumea că este și lucrează legea cu privire la petiționare. De fiecare dată, la fiecare început de an de partea votatului, eu am avut toate noștiți, pe parcursul anului, se fac cel puțin 10-12 controle în diferite primării, cum se execută legea cu privire la petiționare. Nu au fost în control care să fie soldat cu sesizare și cu încălcări. Și încălcările se repetă an de an. Sesizări se fac de către procuror an de an și ca regulă, timp de o lună de zile, revin răspunsurile mai mult formale. Cu o excepție, primăria orașului Pinerești. S-au dovedit în luna martie unii funcționari din primăria Pinerești. Parcursul a 4 luni de zile a rezumat o petiție fără să dea răspuns la petiționar și rezultatul a 2 sau 3 adresări impus la petiționarul respectiv a fost reacția și a primit răspuns. Deci a fost înaintat o sesizare primarului de Tinerești și n-am întâlnit așa operativitate și efect. 3 persoane rezultat au fost sancționate, mustrare, avertisment și așa mai departe. A fost anexat procesul verbal. Când procesul cel verbal, eu mi-am făcut pe toată o concluzie că de grave în primăria din orașul Tinerești nu o să mai comite așa abate să-și bate joc într-o măsură locale și măsură de expresie de către cetățenii care se adresează. Chestii termenul 15-30 de zile, în cel mai rău caz, se prelungește între până la 1 de zile. Sunt ferm convins că nu o să fie. Într-adevăr, au fost luate măsurile de rigoare în corespunde cu cele ce au fost depistate. Chiar astăzi dimineață studiam corespondența și iar apare venit de la Direcția Teritorială Financiară la Bălți, a Serviciului Control Financiar. Iarăși un material de una din primării. De-amână a 7-a anul trecut și în primul trimestru anul acesta. 7 primării diferite. Și iată aici numai un extras. Primăria Ștare, prevință pe examinare materialele inspectării financiare complexe efectuată în primăria dintr-o sat de anul Tinerești, rezultat căreia s-a stabilit cauzarea de prejudiciu statului în mărime de peste 20 de lei, manifestat prin supracalculare și atâtarea nelegitimă a concediilor, consumul nelegitim de combustibil, lipsa calității de combustibil și alte încălcări. Iată aici încălcări, sunt toate cele 7 materiale care au prevenit în anul trecut și primul trimestru. Inclusiv vreau să vă aduc la cunoștință că au fost pornite 4 dosare penale, 4 primării, asupra faptelor date. Nu-i bun lucrurile acestea. Nu știu și eu să termin, dar, într-adevăr, e o neglijență aici, în Sibiu. Dacă am ajuns la cei, s-au pornit 4 cauze penale și nu știu care să fie încălzoată la celelalte 3 materiale. Cred că domnul primar, în bună parte sunteți primari noi aleși și pe măsură care, 1, 2, 3, o jumătate de an spate de aruncat pietre în grădina fostului primar, așa mai departe, dar eu vă atrag atenția la fiecare, pentru că aici eu am citit numai un extras, că eu știu tot materialul ca azi dimineață, ce încălcări în locul primării respectivă și în alte primării. Vă rog la compartimentul ăsta să nu și iară eventuale urmări penale, pentru că în ultimii ani n-au fost. Numai n-am trecut și anul acesta. Și încă o întrebare. Toți primarii, nu știu dacă ați primit sau nu, o sesizare referitor la starea de lucru cu strângerea banilor în școală, pentru reparați, pentru alte chestiuni. Săptămâna trecută a fost demis, poate nu toți au primit. Toți, noi rar vorbim, iată, și asta de parte. Rar vorbim. Să știi, încă o dată, după cunoștința lor, să știi că toate, că învățământul nu este gratuit.
Sunt acolo unele articole, în ce cazuri se poate de beneficia de subție în afară de la buget de către Institutul de Învățământ. Mijloase provenite din pregătire, presionare și recalificare, cadrelor, venituri provenite din comercializarea articolelor confecționate și așa mai departe. Toate acestea, în Institutul de Învățământ, s-a creat o practică vicioasă de colectare a prețelor informale și utilizare a mijloacelor urbanești prin intermediul asociațiilor sau clientelor părintești. Acumularea mijloacelor urbanești de la părinți în diverse fonduri deja o normă în detrimentul realizării drepturilor copiilor sau proces de studii de atribuie. Știți, eu, la o ședință operativă, după ce am discutat controlul acesta, de spune, nu-i făcut numai în Telenești, este indicația cu nu știu că împrezirea, fost ridicat în toată Republica. Știți, i-am întrebat pe toți, inclusiv și eu am dat răspuns la întrebarea pe care eu am răspuns-o. Este cineva aici care au copii și nu și nu achetă cu subiect care se face, nu e răspuns, nici dar nici nu. Inclusiv, eu am răspuns. Copiii mei acum au ieșit din școală și au fost atunci ce au fost, dar am nepoțică în clasa întâi, am trecut, s-a dus și fiica, nu știu cum așa am înțeles eu, că e o impusă la Chișinău, să plătească o sumă care pentru... Eu, părere că copilul meu e mic, de-a mea e mamă, fiica, și i-am interzis să facă o chestie. Clasa a doua. Sunt pe o lună, două, notele la nepoțările s-au dus în jos. S-au dus în jos. El te-a văzut că nu m-a întrebat pe nimic. Eu am înțeles. Și-au uitat și vreau așa doua. Dar hai să nu și v-ați dat ilegal, nu se permite. Dar care poate fi consecința? Iată o frază, o vreau și termin. Practica instituită de colectare a plăților informale în discuții de învățământ emană în pericol social pronunțat. Afectând nu numai bugetul familiei, dar și situația psihică a elevilor. Ori ei percep că pot soluționa probleme sau realiza drepturi și interese doar cu bani. Nepoțica mea e în clasa a doua. E de acum o înțeles. Dacă mămica o dat acolo bani părinței, el merită notele cele care îi primește până la. Înseamnă că de acum îi se face și o copire la copiii noștri, dar bani tot se dorește. Sesizarea aceasta e rămasă la generală, scrisă tot. Snașul și neasă la cazul istoriei. Inclusiv a fost dată întrebare care e stare de lucru. Comisarul întrebarea aia, nu mai am un moment să vă așteptez. El crește criminalitatea sau nu? Nu, eu cred că fiecare în parte sunt situația în raionul este sub control. Creșterea asta de câteva unități, an de an, nu este însemnată. Infracțiunile deosebit și excepțional de grave, noi practic, cu unele mici excepții nu se comit. Așa că, primii pași, deci sperăm ca să fie liniște cum a fost sigur anul ea și să vă tot trebuie. S-a întâmplat o întrebări la domnul Sfântului. Prima întrebare.